Noaptea trecută, în localitatea Dubova, polițiștii din municipiul Orșova au primit informații despre faptul că 22 de cetățeni sirieni au trecut fluviul Dunărea la sârbi ilegal. Cel care a anunțat oamenii legii din Orșova despre cele 22 de persoane a fost un pescar. Primii ajunși la fața locului au fost polițiștii din municipiul Orșova, după care au preluat cazul cei de la frontieră. Toți cei 22 de cetățeni străini vor rămâne 14 zile în carantină, iar mai apoi cei care vor cere azil vor fi predați către Inspectoratul General pentru Imigrări.